provocare lansată de televiziunea Intermedia și gazeta SV.ro nu a rămas fără răsunet între blocurile cartierelor din Suceava. Deși inițial în concurs ar fi trebuit să intre doar primele 16 echipe înscrise, numărul aproape triplu de echipe dornice de fotbal a făcut organizatorii să reconsidere strategia de desfășurare a competiției. Astfel, capitanii celor 44 de echipe participante au fost prezenți miercuri seară în incinta Quartz Cafe pentru a atrage la sorți meciurile din preliminarii. Se pare că ideea celor de la presă a fost deosebită, în sensul că s-a resimțit un suflu tânăr și nou de a face mișcare în cartier. Din păcate, conform legislației actuale, copiii nu prea mai au acces în afara orilor de curs pe suprafețele școlilor. Sunt convins că va fi o competiție ideală pentru neprofesioniști, pentru cei tineri care, și nu numai, care își doresc să facă mișcare și să reprezinte cu mândrie zona din care provin, din cele 8 cartiere delimitate de noi ca și organizatori. Cel mai mare interes pentru Cupa Cartierelor a fost strânit în rândul tinerilor din cartierul Burdujeni, acolo unde s-au înscris numai puțin de 15 echipe. Cel mai mare cartier al municipiului Suceava este urmat de Opcin cu 11 formații și George Enescu și Zamca, fiecare cu câte 5 echipe înscrise. Din păcate, doar 2 formații din fiecare cartier și 3 în cazul Burdujeniului vor putea accede în grupele finale ale competiției. Preliminariile vor începe vineri de la ora 17 și vor continua până duminică după amiază. Toate meciurile se vor disputa pe terenul sintetic Quartz Cafe din incinta Iulius Mall.